Viitura de pe Dunăre va intra în România peste o săptămână. Ce măsuri pregătesc autoritățile? Viitura de pe Dunăre va intra în România peste o săptămână și este posibil un debit al fluviului mai mare decât cel de la Budapesta, avertizează Administrația Națională Apele Române, ANAR, care precizează și ce măsuri preventive se iau deja. Se estimează faptul că viitura de pe Dunăre va intra în România în jurul datelor de 28-29 septembrie și va atinge valori de până la 9000 X precizează reprezentanția NAR. Prin comparație, cei 9000 de metri cut pe secundă depășesc debitul înregistrat de Dunăre, sâmbătă, la Budapesta. Debitul Dunării la intrarea în țară, secțiunea Baziaș, a fost în creștere fiind astăzi de 5700 să, peste media multianuală a lunii septembrie, 3800 să, conform prognozei emise de colegii noștri de la Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire Apelor, instituția aflată sub autoritatea apelor române. Vă reamintim că la sfârșitul săptămânii trecute, 13 septembrie, acesta era sub media multianuală a lunii septembrie, respectiv de valoarea de 2200 măcs, a mai precizat Anar. Reprezentanții apelor române subliniază că se iau deja măsuri preventive, fiind pregătiți saci cu nisip și utilaje de intervenție. Formațiile noastre de intervenție au umplut deja mii de saci de nisip, o parte dintre aceștia fiind deja aduși aproape de sectorul românesc al Dunării precum și alte utilaje de intervenție, a precizat Anar. Tot Anar informează că debitul Dunării la Budapesta este, sâmbătă, de aproape 8.000 de cut pe secundă, în scădere față de valorile maxime prognozate. Se anticipează că debitul fluviului va atinge la Budapesta, tot sâmbătă, 8.300 de metri cut pe secundă. Dunării a depășit cu aproape un metru cota de siguranță în Ungaria și se revarsă peste capitala Budapesta. Toată lumea este în alertă maximă, după ce a viitura a înghițit deja case, a inundat clădirea Parlamentului și a blocat complet traficul. Apele Dunării au inundat inclusiv clădirea Parlamentului de la Budapesta. Stațiile de metrou și drumurile aflate de-a lungul fluviului au fost închise, iar la periferia capitalei mai multe case sunt sub apă, la fel ca stațiile de autobuz și semnele de circulație, care abia se mai văd. Cota Dunării a crescut alarmant în ultimele 24 de ore, fiind cu aproape un metru peste cotele de siguranță a relatat antena 3CNN. Premierul Ungariei, Victor Orban, a avertizat că ziua de sâmbătă, 21 septembrie, este cea mai grea și că inundațiile vor continua până la mijlocul săptămânii viitoare.